Toată lumea îmi dea mesaje, vezi că e, vezi că e ok. Și am zis, bă, în timpul ăla, mă, ce să fac? Ia să-i opresc lui. Să-i tai lui video. Ca o mărtăciune. Am putea. Gabriel, you did me on live. Prieteni, sunteți pregătiți pentru producția cinematografică a anului. Ați mai văzut vreo producție cinematografică românească anul ăsta? Nu? Ei bine, înseamnă că asta este producția cinematografică a anului. Filmul Nonconformistul de Gabriel MG Official. Luați-vă popcorn-ul. Sunt sigur că se pișe pe Squid Game. Exact. 100% clar că se pișe pe Squid Game. Hai să vedem despre ce e vorba. Că și-a luat copy strike din primele două secunde. Bună. Știi, aici nu e voie să se fumeze. Da. Îți aduc ceva de băut? Un pahar cu apă sau ceva? Da. I love this already. Un pahar de apă sau ceva? Da. Uite. Spune-mi, te rog, care e... Asta înseamnă să fii bad boy. Adică e Gabriel MG scris de cum crede Gabriel MG că e Gabriel MG. E Gabriel MG Californication. Spune-mi, te rog, care e problema? Asta mă întreb și eu. Bine, păi uite aici, spune că ai niște probleme de atitudine. Da. Da, spune-mi despre ce e vorba. Uite ce, eu chiar vreau să te ajut. Hai să ne prefacem că n-ai făcut nimic. Și să începem cu dreptul. Eu sunt doamna psiholog Suzana. Felicitări! Măi, this is... E efectiv, e Californication... Pe tine cum te cheamă? Dar ce nu scrie acolo? Vreau doar să te ajut să te simți confortabil. Stau foarte confortabil. Da, aici scrie că ai niște probleme de atitudine. Dar ce am? Sunt prea bad boy pentru colegii mei. Mă, la școală și toată lumea, oh my god, he's such a bad boy. Povestește-mi cum a fost copilăria ta. De când sunt mic, mi-am dat seama că văd lumea diferit față de ceilalți. Iar asta unora nu le-a plăcut. Profesorii mereu se plângeau de mine, am fost exmatriculat. Ce să faci? Dar de ce se plângeau de tine? Pentru că nu eram așa cum voiau ei. Știți vorba? I can fix him. Oamenii ar trebui să te aprecieze pentru ceea ce ești, nu pentru cum vor ei să fie. Da, te-ai gândit că poate felul tău de a fi îi deranja? Nu, dar eu nu eram făcut pentru toată lumea. Dar nu te-ai gândit și la ei că poate enerva modul în care te comportai? Acum că stau să mă gândesc... Nu pot să-mi iau ochii de pe tatuajul ăla. Tatuajul ăla care vine pe morul lui Adam. Nu pot să-mi iau. Every mă-i doar tatuajul ăla. E something else. Și îmi place că e doar pe gât, gen, nu vine de jos sau ceva. E aici, doar pe gât și vine fix pe morul lui Adam. Absolut superb. A true bad boy. Bănuiesc că se temeau ca și nebun. Și poate că sunt. Dar asta mă face să fiu diferit. Este de fan fatal de care se va îndrăgosti de bad boy și el va respinge și el va fi șocat că îl respinge pentru că he's a bad boy și nimeni nu îl respinge. Stai, ești tu doamna psiholog? Bun. Un nou an, o nouă provocare pentru voi prăpădiților. Stați să vă ajut. Pupin Cristo. Și care e problema ta? Niciuna. Dacă îi place cum miroase acolo. În anul 2, după cum știți, se studiază Shakespeare. Dar acum vă văd pe unii dintre voi, habar n-aveți cine e Shakespeare. Și cu astea fiind spuse, noi vom face câteva scene
din a 12-a noapte. Mai schimbăm și noi? Ai zis ceva? Nu. Da. În vacanță m-am gândit pe ce personaje v-ați potrivi și avem un fel următor. Stai să vă ajutau. Lasă, Ana, că vă descurc. Mă descurc, Ana. Stai liniștit. Mă descurc, uitați. Mersi frumos. I enjoyed this so much. I love it. Eu mă uit doar la cum și-a scris, cum e scris totul pentru ca Gabriel the Bad Boy să fie în cea mai bună lumină posibilă. Se pare că își trăiește fantezia prin acest film, which is amazing. I love it. I'm here for it. Deci, Olivia va fi Ana. Viola va fi Maria. Maria va fi Cristina. Așa, Malvolio vei fi tu. Aha. Știi măcar cine? Sir Andrew va fi Vlad și Sir Toby Ștefan. Yes. În partele tu, Ana. Da. Și cu asta fiind spus, aveți timp suficient până mâine să vă uitați pe text, să vă uitați pe scene, să vă gândiți la personaje. Subliniez, aviz amatorilor, să citiți textul, să vă luați așa fiecare cuvânt, cum v-am învățat, în parte, vă uitați pe el, ce înseamnă, ce ar putea sta în spatele lui, analizați tot în profunzime cum v-am învățat și nu uitați, ce v-am spus 100 de ori, textul e pretext pentru subtext. Doamna, să știți că am citit tot ce a scris Shakespeare. E extraordinar, du-te la masă, hai. Păi, lasă-o în pace, chiar începe să plângă. Plâng. Gata. N-am ce să comentez, I just love it. I wanna take it in, I wanna enjoy it. De ce să vă dau proste, că nu v-am pus să învățați tot textul până mâine? Ce să mă discutam? Auzi, copile, anul trecut am înțeles, te-am tolerat, că a fost primul an, că încercam să ne acomodăm, să ne cunoaștem mai bine, dar gata. Deci dacă și anul ăsta o să continui cu atitudinea asta, eu nu te văd bine. Posibil să fie de la vârstă. N-a vrut să zică nimic, n-a fost cu intenție. Nu? Nu că a fost cu intenție. Bun, gata, acasă, liber. A, asta a fost ora, gen a venit, a fost o oră de 2 minute la facultate, cred și eu că de aici la Hyperion, tat. Ne scuzați, noi am plecat. Vă rog să-l scuzați, e mai... O să-l scuz la note. Doamna, să știți că e sub pregătită. Bine, Ana. Plâng. Liber. Am fost la liceu la Hyperion, confirm, așa sunt orele. Frate, ce-i cu tine? Că nu înțeleg. Adică nici n-am început bine și deja ai luat o razna. Nici anul trecut n-ai făcut așa. Adică ai început cu tupeu după vreo lună, două. Acum că ai luat-o din prima. Ce Dumnezeu? Vlad, lucrurile sunt... Toți bad boy își bagă, își bagă șervețele de unicăn. Da, am f***t-o pe maică ta și ce... Măi, omule, Doamne, l-ador, îl fucking ador. Simplu. Nu mai suntem în anul 1, suntem în anul 2. De ce să accept nesimțirile astea? Pentru că e profa ta și e o mare actriță. O mare actriță care predă la facultate Hyperion, guys. Nici măcar tu nu crește, zici așa. Știi foarte bine că ești pe aceeași lungime de unde cu mine. Bine, o undă mai mică. De aceea ține atât de mult la tine. Așa că nu te mai preface că o respecti dacă ea nu ne oferă respect. Bine? Bine. Doamne, îmi doresc, vreau mai mult content. Vreau să posteze Gabriel MG în fiecare zi. I live for this. Dacă ai văzut că pe tot parcursul școlii oamenii nu relaționau cu tine, că nu erai agreat, nu te-ai gândit de ce? De ce? Poate pentru că eu am curaj. Nu. Nu la asta m-am referit. Nu te-ai gândit de ce oamenii te marginalizau, de ce nu te plăceau? Dar n-am spus că am fost vreun sfânt. Am spus doar că am fost diferit. Iar oamenii, în general, fug de lucrurile diferite. Iar dacă a fi diferit înseamnă să nu pleci capul, atunci normalul... Măi, omul meu e Kanye West. Omul meu s-a scris de parcă e Kanye West, de parcă a revoluționat ceva while being controversial, știi? Și gen, yeah, I'm being controversial, dar uite cât am făcut. You're just being controversial for no reason. Danda.
este cea mai crudă insultă dintre toate. Te-ai uitat pe text? Mhm. Zi-mă, te-ai uitat? Da! Vezi că ai scene de dragoste cu Ana. Și care-i problema? Nimic! Ai uitat cum joacă? Dar tu ai uitat ce rol joci? Ce rol joc? Același pe care l-ai în viața reală. Care? De slugă. Ce nesimțit! Asta înseamnă să fii diferit. Să faci random people slugi. Asta înseamnă să fii diferit și să porți cămașa aia. Mai înseamnă să mai fii diferit. Sunt curios dacă personajul Gabriel MG din film, care is an asshole, sunt curios dacă e un arc de ăsta în care până la final își dă seama că nu e bine să fie an asshole, sau dacă continuă. Adică sunt curios dacă e genul ăsta de arc, dar din câte lucruri spune Gabriel MG nu o să fie genul ăsta de arc. Și a uitat cât de bine joci. Mă rog. Bună ziua! Bună ziua! V-ați uitat pe text? Ați citit și voi piesa? Da. Bun. Hai, începem cu tine, că la tine durează cel mai mult. Oricum pot să vă dau o lecție. Ce? Ce? Începem cu scena dintre Viola, Maria și Malvolio. Dar lipsește Ana. Și ce? Facem fără ea. Cum să facem fără ea? Foarte simplu, dă textul Vlad. Da! O să fiu superbă. Pot să vă țin geanta? Nu. Cum să facem, mă, copii, scena fără ea? Lasă, că facem altă scenă. Mă scuzați că am întârziat atâta de la magazin. Vai! Ai dezamăgit-o pe doamna teatrului românesc. Gata! Hai, Ana, că urmați face scena ta cu Malvolio și Maria. Da, o știu pe de rost, stați liniștită. Îmi place că în același timp și profesoara e gen... profa e surdă, n-aude toate comentariile lui ăsta. Hai, gata! Nici n-am auzit că m-a înjurat ăsta de morți. Ce să-i dăruiesc? Nu știu, e un tip atât de plicticos și trist. Vine imediat. Dar e cam ciudat. Să știți că e apucat, doamnă. Dar ce, e bolnav? Nu cred. Dar zâmbește așa, ca pe lumea e la altă. Cheamă-l, nici nu scând toate mințile. Dulce, doamnă! Dar ce-ți vine să râzi? Eu te-am chemat pentru că sunt tristă. Așa ești tu tristă? Poftim? Așa ajungi tu tristeța. Da. Care e problema? Problema este că totul este vechi și obositor. Cine se uită la așa ceva? Și ce propui, dragule, să facem? În loc să intru ca o mărtăciune, am putea face ceva de genul ăsta. Îi dă lecții de regie la prof, vă rog eu. Și acum o să pună ACDC, o să pune... Nu. Ca o mărtăciune, am putea... Gabriel! You did me on live, Gabriel! Bă, Gabriel! Ai de bătat! Ah, bătat! E, abia ăsta e un troll bun. M-a făcut ca pe proști! Holy shit! Ah, bă, Gabriel! Pune-l, mă, și tu la loc să ne uităm la tot! Că mi-a dat în joseală pe live! Gabriel, vii toată ceva! De ce mi-ai dat în joseală pe live? Chiar îmi plăcea, tată! Ah, bă, Gabriel, nu fi purnaie! Dă și mie să văd! Ne-a dat în joseală de la Gabriel MG, straight up! Gabriel, dă-ne un semn, omule! Pune-l înapoi pe public! Și eu îți promit că nu-l pun pe YouTube, să mor. Mulțumim, Gabriel. M-am simțit de parcă vorbesc cu Dumnezeu. Doamne, dă-mi un semn. Mulțumim, Gabriel, nu ești pârnaie. Mulțumim foarte mult. Să continuăm. Unde rămâse? Poate-l scoate iar în 10 minute, da? Și ce propui, dragule, să facem? În loc să intru ca o mărtăciune, am putea face ceva de genul ăsta. Băi, efectiv, mi-a dat Gabi. Mi-a dat Gabriel jucăria înapoi. Mi-a băgat p***a la loc în gură.
Mi-a băgat pâinea la loc în gură. Ar fi funny. Ar fi funny să fie doar o întâmplare și omul să habar n-aibă de toate astea. Auzi, Gabriel, dar dacă ești aici, pe lângă semnul pe care ni l-ai dat, nu vrei să intri cu noi pe Discord să ne povestești de film? E literalmente în chat? Unde e? Gabriel MG OFF. Ah, ia uite-l. Clipul este din nou sus. Gabriel aici, vizionare plăcută, am vrut să-ți văd reacția. L-am pus din nou, sper că v-a plăcut, have fun. Am vrut să văd ce reacție aveți, lăbuțele sus, lăbuțele sus, bine. Vrei să intri? Vrei să intri pe Discord? Ai Discord? Și am bătut joc de noi. Am fost trolați. Îl sunt pe Gabriel MG chiar acum. Aloha. Bună seara. Ce faci, Gabriel? Ne-ai trolat? Am vrut să văd ce reacție aveți. Bă, îmi luai așa pâinea de la gură, omule, să mor eu. Mai ajuns mă uit la un film. A fost efectiv de fan, am vrut să văd ce reacție ai. Am înțeles. Auzi, vrei să intri cu noi după ce ne uităm la film? Adică te-aș întreba chestii, dar vreau să te întreb după film. Mai stai, gen, până ne uităm la final? Da, nu mă deranjează. Ok, bine. Păi aștept să mă sune aici. Eu sunt la muzeu în AFI. Acum termin și ar trebui să închid muzeul. Dar am zis, hai să văd că toată lumea scrie, băi, vezi că e pe scris. Și am zis, băi, ia să fac o chestie. Să văd ce reacție are. Ce-a fost funny. Mulțumim. Am simțit că am vorbit cu Dumnezeu. Știu că există tema asta în arta ta, cu tu fiind Dumnezeu. Și așa m-am zis. Adică mai mi-ai dat impresia. E o glumă, e un rol efectiv. Toată lumea iar de bun tot ce pun, efectiv. Da, omule, bine, hai că te îți scriu pe Instagram sau te sun direct aici când terminăm. Da, scriu pe Instagram. Mai bine scriem pe Instagram, da. Ca apoi să intru aici, că yes. Primești foarte multe notificări, bine. Yes, așa facem. Hai, vizionare plăcută, dragilor. Mulțumim. Absolut superb. Am fost vizitați de Gabriel MG Official. Să continuăm. Acum că avem permisiunea. Da. Nu. Auzi, știi ce îți propun eu? Să înveți cum e cu pronunția, să faci o vizită așa fuguța pe la logoped și după aia mai discutăm. Râitul meu este o calitate. Și doar mi-am dat cu părerea. Ce să fie o calitate? Păi e de treabă, copil, e un defect. Tu nu te auzi. Tu nu auzi, că se aude oribil. Îmi vine să pun dopul în urechi când te aud. Are dreptate, doamna Miranda. Îmi cer scuze, doamna Mirinda. Ce ai zis? Nimic. Hai mai... I-a zis Mirinda în loc de Miranda. Let's go. Hank Moody, Californication, let's go, baby. Vreau să-mi întreb care a fost inspirația. Asta e cel mai curios. Sunt dispus la orice sacrificiu. Dar nu-i miroase gura, vă rog să-i spuneți să se spele pe dinți. Și ție-ți miroase gura dos de Mirinda. Gata! Ia ieși afară! Dar ție că nu te faci un pic de rușine, ieși afară! Eu nu sunt obligat să stau să-ți tolereție mizerile astea. Gata, facem șera cu Viola și cu Olivia. Când o să-mi vezi, să-ți vezi lungul nasului, atunci să ai pretenția să și joci. Deși nu te văd actor niciodată. Hai mai departe. Sunt curios dacă doamna asta e profesoară acolo la facultate. Oare ce va face acum Gabriel, sau cum îl cheamă în film? Știm cum îl cheamă în film? Oare ce va face non-conformistul acum, respins încă o dată de societatea care nu poate să accepte diferențele? A venit un mesager din partea ducelui. Ce fel de om este? De felul lui e om. Și cum arată? Arată în toate felurile că trebuie să vă... Enerveze. Efectiv asta mă enerveze. Ce crede că se joacă cu mine? Nu. Trebuie că trebuie să încetezi. Adică, ok, am înțeles glumele, micile jigniri, doar că mai avea puțin șoloi la bătaie. Și câștigam! Bravo! Și așa ce-i câștigat, o? Wow. Alo, departamentul de continuitate, Gabriel M. Joffre. Micile jigniri. Just watch the cut. Gam! Alo, continuitatea. Bravo! Și așa ce-i câștigat, o? Ce-i câștigat? Nu ți se mai lucrează scena. Și ce vrei să fac, Vlad? Să vin aici ca o panseluță și să spun: oh, doamna teatrului românesc, ce faceți în această dimineață frumoasă? Bă,
Voi trebuie să înțelegeți, puțin arta din spate. Exact cum nonconformistul a vrut să inoveze, nu-i așa, teatrul Shakespearean boring, vai morții lui, cu o manea cinstită, așa, e, acolo e al cincilea, e breaking the fifth wall. E, aici vrea să inoveze genul de scurtmetrajele, intrugând mai multe genres. Știi, ai musical-ul, ai drama, ai comedia, i-a zis Mirinda. Trebuie să vă puneți un pic capul la contribuție. Nu, așa nu, așa nu. Doar că nu trebuie să mai jignești așa mult și trebuie să fii și tu mai înțelegător. Eventual nu vrei să o pop și în cur, dar deja este altcineva candidat la acest post. Măi, ascultă și ceva, la sobalt, am plecat. Anunță-mă dacă ți-ai mai făcut ceva. Deci tu ce te consideri mai exact? Și îmi place foarte mult că a adoptat convenția asta, știi, de tropul ăsta clasic de, știi, cineva care își povestește viața, știu, de fapt, ești, te uiți numai în trecut și la final, ne întoarcem în prezent și se întâmplă ceva. I love it. Da, flashbacking, da, I love it. Special. Diferit. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Planetele din sistemul solar... Vrei să spui că sunt o planetă? Nu asta am vrut să spun. Fiecare e rotund. Vrei să spui că sunt rotund? Nu. Fiecare e rotundă, da, una e mai caldă, alta e mai rece. Vrei să spui că sunt când cald, când rece? Nu asta. Deci ce vreau să spun este că fiecare planetă e diferită în felul ei, dar asta nu le influențează cu nimic pe celelalte. Așa și e? Așa și... Poate, dacă ai fi mai puțin arogant, oamenii o să te placă mai mult. Ascultă doar. Top advice de psiholog. Ai încercat să nu mai fii atât de arogant. Cum ar fi să te duci să dai bani la un terapeut? Să zică, auzi, ai încercat să nu mai fii așa arogant. Ascultă, doamnă... Suzana? Mă rog. Eu nu vreau ca oamenii să mă placă. Cine mă place bine... Cine nu. N-am ce să le fac. Bine, să te agreze. Tot nu e voie să se fumeze. Bun, unde a rămas ieri? O nouă zi cu marea doamnă. Ce am vorbit ieri? Mai tot. Dacă și azi o să ai aceeași atitudine pe care ai avut-o ieri, îți spun de pe acum că n-am nici nervii la mine și nici dispoziția necesară. Eu i-am. Mă repet, că ce altceva am de făcut. Dacă și azi vei continua cu atitudinea pe care ai avut-o ieri, poți să pleci acasă. Va fi cu minte. Mulțumesc, domn avocat. Stai jos, Hita. Să ceas sari la bătaie, non-conformistul, pardon. Deci, ce ai zis, bă, băga? Bun. Azi începem cu scena dintre Sir Andrew și Sir Toby. Hai. Bun. Până aici a fost bine. Pentru. Ce-ai zis? Ce-a zis? Nici eu n-am auzit ce-a zis. Ai zis pe dracu. Că bine. Bun. Până aici a fost bine. Pentru. Ce-ai zis? Nu mai zic nimic. Da, cum? Dar te rugăm. Cred că și colegii tăi sunt nerăbdători. Arde nerăbdare să audă părerea ta sinceră despre scena lor. Părerea sinceră? Da, dar fără jigniri. Fără jigniri? Da. Fără jigniri, păi de la dumneavoastră așa am învățat. Efectiv, auzi? Măi, dar doamna profesoară n-a jignit deloc în acest scurtmetraj până acum. Efectiv n-a jignit deloc. Mi se pare amazing că Gabriel nu face diferența între un asshole cool și un asshole. Asta mi se pare cel mai mare cum îi zice, cel mai mare flow al lui. Că gen, n-ai cum să fii asshole cool dacă tot ce faci să jignești oamenii fără ca ei să te jignească înapoi sau să le faci faze urâte oamenilor fără ca oamenii să facă faze urâte sau whatever. Gabriel MJ cleared my skin and did my homework cu prank-ul ăsta. Dar care e problema ta? Am tăcut primul an, așa din respect, am zis că poate te schimbi, dar ai aceeași atitudine de egoist, de îngânfat și de arogant. Crezând că în felul acesta o să te placă cineva cu atitudinea asta. Dar hai să-ți dau un reality check. Nu o să te placă nimeni dacă continui așa. Ah, ok, exact ce am zis și eu. Dar lasă că știu de ce jignești, știu de ce faci așa cum faci. Pentru că îți e frică. Îți e frică de ce va spune lumea despre tine, îți e frică de... Go off, Tekeș. Ok. Faptul că vei rămâne singur, îți e frică că nu vei avea niciodată niciun prieten. Dacă continui așa, chiar nu o să ai pe nimeni. Te-ai gândit măcar o dată, o singură dată, de ce nu e nimeni lângă tine, de ce nu te place nimeni, de ce fuge toată lumea de tine? O să plâng. Te-ai gândit?
pentru că ești rău. Nu o să ajungi nici măcar la nivelul doamnei profesoare. Ești un om mizerabil. Saptel roast pentru doamna profesoară. Nu o să ajungi nici măcar la nivelul doamnei profa acolo. Nu o să ajungi nici măcar la nivelul doamnei profesoare. Ești un om mizerabil. Dacă eu sunt un om mizerabil, atunci voi ce sunteți, ha? Sunteți niște adunături. Slugi! Ascultă-mă foarte bine, în viața ta asta scurtă și patetică, să nu îndrăznești vreodată să mai îmi adresez un cuvânt. Stăm aici câte 6 ore pe zi cu Shakespeare ăsta, când generația de azi nici măcar nu-l știe sau are habar cine e. Oricum, generația ce va veni la noi la spectacole, dacă vor veni, eventual se vor plictisi. De ce? Pentru că vor să vadă proiecte noi, spectacole noi, idei noi, concepte noi. Ca ăsta. Dar noi vom putrezi cu Shakespeare și Chekhov în brațe până la atâși bătrâneți. În loc să venim cu adaptări pe bune, dar adaptări pe bune, nu? Schimbăm o replică, băgăm o replică. Dar cine să facă chestia asta când toți directorii de teatru au vârsta pensiei, ha? Cine? Teatrul trebuie să se adapteze la ziua de azi. Nu invers! Dar nici unul nu mișcă vreun deget în acest sens. Așa că nu vă mai mirați. Nu vă mai mirați de ce spun, că tot ceea ce facem este vechi și neprovocator. Abia aștept să scap de aici. Ce legătură are asta cu ce ți-ai zis băiatul ăla? Și să fac ceva pe bune, cu diploma aia amărâtă, în teatrul românesc, în secolul 21. O să-l întreb pe Gabriel, chiar sunt curios dacă acest rant este pe bune sau trebuie să evidențieze la fel cât de scol e personajul. Pentru că gen, ca să revoluționezi și să schimbi chestii, nu? Trebuie să știi de unde pleacă chestiile alea, gen, trebuie să ai bazele chestiilor alora și de unde au plecat, gen, istoria, ca să poți să adaptezi. Că gen, nu poți să adaptezi pe stomacul gol. Nu poți să adaptezi Shakespeare dacă n-ai jucat sau n-ai știut Shakespeare, nu? mi s-a părut foarte ok. This is my moment. O să-mi transmit mesajul din acest film. Sunt curios dacă are legătură cu personajul sau e părerea lui. I never felt more alive. Tocmai a lovit trenul realității. Cinci ani mai târziu. A, nu? Seară capul al dracu de prost și spusă-i direct în bec de dus. Ce-a fost chestia de azi? Nu știu. Întreabă-l pe Ștefan. Nu despre Ștefan vorbesc, despre atitudinea ta. Ce-am vorbit noi ieri? Am uitat. Nu mai înțeleg. Îți jur că nu mai înțeleg. Adică vrei să-mi explici mie care e faza? Nu-ți pasă de nimeni altcineva. Oricine altcineva este un obstacol. Dacă i-aș fi respectat pe toți cei care nu m-au respectat, nu aș fi ajuns unde sunt acum și atât de bun în ceea ce fac. Și probabil aș fi ajuns ca Ana, care plânge când îi spui ceva de doamna profesoară. Cineva mi-a spus odată, actoria se face cu iubire. Dar am iubire. Pentru teatru. Dar nu pentru altcineva. Tu ai talent. Și... Nu e Kanye West. Nu pot să trec peste faptul că e Kanye West. Mi se pare amazing, I love it. Și asta. Însă poți fi și egoist? Asta e întrebarea. Posibil? Bun răspuns. Da, să-ți mai zic o chestie. Ce?
Azi după facultate am primit de la secretariat un mail în care îmi spunea că trebuie să mă duc la un psiholog. Da. Și dacă nu iau nu știu ce de la el aprobare, nu mă pot întoarce la ore. Păi și ce faci? Te duci? Nu. Vreau să-ți zic ceva. S-a atâtea citate de pus în Tinder bio. Nu știu să mai zic, mi se pare superb. I love it. Cred că ai o părere foarte bună despre tine. Știi care e faza? M-am născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El este și bun. Și rău. Și genial. Și poate puțin nebun. Deci, pot spune că sunt Dumnezeu. Da, da, știi că dacă vrei să te întorci la școală, trebuie să te schimbi. Bă, Gabriel, fă baia lui, faia lui, bă, cum îl cheamă, lui Dan Puric, când călărește calul. Știi ce zic? Eu de mic copil mi-am dorit să ajung fotbalist. Am muncit din greu să ajung să fiu pe teren artist. Dumnezeu e român! N-ai tu peu cu aia. Și ce trebuie să... Gabriel MG, am zis că am glumit cu Dumnezeu. Chiar eu comentez filmul, lasă-mă că ai glumit, că ai glumit, eu comentez filmul. Tu ești personajul ăsta de aici, lasă-mă să comentez personajul. I just talk to Jesus. He said, what up, Gabriel MG? Trebuie doar să înțelegi că poți să fii tu și fără să le dai altora în cap. Adică orice lucru se face cu iubire, mai ales teatru, cum ai zis și tu. Crede-mă, n-ai nimic de pierdut dacă încerci așa. Bine, dar tot n-am să accept nesimțirile gratuite. Nu are nimic în plus față de mine și colegii mei. Corect, corect, dar încearcă să faci lucrurile mai cu tact. Bine. Bun. Guys, she fixed him. She fixed him. Cu voi a vorbit ceva? V-a spus, mai vine, nu mai vine? Nu, n-a zis nimic. Ia uite cine a venit, ce dor mi-era de tine. Cred. Dar hai să facem teatru pentru secolul 21. Câți îndrule! A zis hâți cum? Hâți cum? Câți îndrule! Hâți îndrule! Let's go, baby! Hâți îndrule! Îmi place foarte mult că personajul a devenit dintr-o dată, a fost actor pentru două ore de curs și acum e regizor alături de I Love It. Vedeți, bă, copii, ce înseamnă să mergi la terapeut? Vedeți? Astea sunt bloopers? Ne uităm la bloopers în momentul ăsta? Nu cred. Sau? Măi, dar nu mi-e clar cum a fost conflictul. Există un conflict acolo, nu? Între non-conformist și colegii și profa lui. Cum a fost rezolvat conflictul? Că n-a fost. Gen, a intrat non-conformist în clasă și a zis să facem teatru de secolul 21 și a zis, da, bă, cu aia. A, bă, că are dreptate. Bă, v-am zis că după 5 ani, v-am zis că trebuie să vine asta cu după 5 ani. Niciodată n-am fost mai pregătit. Mi-a plăcut foarte mult inspirația din Birdman acolo la final, acea... Aplauze în chat pentru Gabriel. Mi-a plăcut. Nu s-a legat deloc scenariul, dar mi-a plăcut. A fost cinstit. E un gen. Eu de-aia am tot zis că vreau mai mult content de la Gabriel. E un gen. În primul rând, umorul cringe, cel mai greu umor de făcut.
încrederea să filmezi, să regizezi, să joci, toată asta absolut superb. Sincer, respect. Hai să vorbim cu Gabriel. Pac, pac, bună pac. Seara tuturor. Pac, pac, pac. Ziceți bună seara lui Gabriel. Gata. Ești mare și frumos aici lângă mine. Ce faci, tată? Bine, tocmai am venit și eu de la muzeu și toată lumea îmi dea mesaje. Vezi că e, vezi că e ok, hai, dă-i, intră, fă-ți rapid cont, dă-i, urmărește, stai 10 minute până să poți scrie primul comentariu. Și am zis, în timpul ăla, mă, ce să fac? Ia să-i opresc lui, să-i tai lui video. Bun. Cum a fost întâmpinat filmul în general, curtmetrajul? De absolut toată lumea... Chiar mai bine decât mă așteptam, oamenii care deja se pricep și sunt în industrie mi-au zis unde am greșit, mi-au zis ce aș fi putut îmbunătăți și așa mai departe, dar per total sunt mulțumit. Vorba colegului meu Silviu din scurtmetraj, cel care s-a luat de mine la final, ca să zic așa, mi-a zis, mă, scenariul putea fi mai bine făcut, mai bine gândit. Nu zic nu. De ce? Pentru că scenariul a fost efectiv... scris în mai puțin de 6 ore și retușat încă 3. Și ați filmat în aceeași zi? Nu am filmat la o săptămână distanță, într-o singură zi în care nu că mă simțeam rău, îmi era îngrozitor de rău. Efectiv, eram la modul, băi, nu vrei să filmăm în altă zi, dar da. În primul rând, ca să lămuresc, absolut toată lumea este un personaj. Ce ați văzut aici, am zis să fac o caterincă exact cum e tu. Bine, hai să numim cringe cum vreți voi. Da, adică nu. Într-adevăr, eu mi-aș dori, sunt în al doilea an de actorie, fac de 8 ani teatru, se vede mai mult sau mai puțin. Într-adevăr, mi-aș dori să adaptăm puțin tot ceea ce facem. Eu am dus-o într-o extremă în scurtmetrajul acesta, în ideea în care să scot ochii. Mai mult sau mai puțin. Ok. Ok. Dar da, mi-aș dori într-adevăr să văd ceva mai nou, dar tot în ideea în care pentru a chema oamenii la spectacole, pentru că tinerii din ziua de azi știm foarte bine la ce se uită, ce e în trending pe YouTube și așa mai departe, și am zis, mă, ce aș putea să bag pentru a fi în trending pe YouTube? Ah, cineva mi-a dat tag pe Instagram. Fire te-a etichetat, danke, blan. Așa, da, okay. Eu am toate notificările pornite. Și zine, adică, zine cu tot filmul așa în sine, ce ai vrut, what did you want to achieve? Adică care e mesajul principal ăsta cu adaptările și cu reînnoirea teatrului românesc? Da, okay. Da, da. Dar nu neapărat reînnoirea, că nu e nimic greșit la cum e el în momentul de față. Recunosc, nu prea merg la teatru, nu că n-aș vrea, nu am timp, dar am înțeles că sunt foarte multe spectacole ce sunt adaptate, refăcute sau pur și simplu sunt deja create de la zero într-un stil mai nou. Dar, da. Pentru teatru nou românesc, recomand și prietenilor din chat ce se mai... Bine, când nu o să fie pandemie, ce se mai pune pe la Apollo 111. Am fost și la câteva piese de teatru foarte drăguțe de-astea. Scrise ieri, nu acum 500 de ani și foarte drăguț. Și atunci, dacă ăsta e mesajul, ce, adică încerc să-mi dau seama de ce personajul a fost atât de exagerat, dacă vrei. După cum toată lumea bine mă știe, mai mult sau mai puțin, îmi place să duc aproape tot ce fac într-o exagerare. Câteodată e bine, câteodată nu. Ideea este alta. Majoritatea oamenilor cred că omul din online pe care îl văd, în special pe TikTok, e același cu cel din viața reală. Sau actoria pe care o fac pe TikTok sau și în acest curtmetraj, este cea reală. Mm-hmm. Nu, ce facem noi la facultate este una, asta este altceva. Ce fac pe TikTok este una. Am participat la un moment dat, am sărit de la una la alta. Am participat la un moment dat în Las Fierbinți, chiar anul acesta. Aha, da, am văzut. Da. Și a început lumea, vai, a stricat serialul, vai, ce caut. Actoria pe bune și actoria de TikTok. Eu chiar mă străduiesc la facultate și ce avem noi, examene, cum a fost la Las Fierbinți, mă străduiesc să fac lucrurile cum trebuie. Iar oamenii ăia care sunt acolo de atâtea sezoane, dacă îmi zic că e ok, înseamnă că e ok, că putea să zic că bă, de acord, de acord, total de acord. Știi ce te-am văzut în ăla de la Canal D, nu mai știu cum se numesc. În căutarea de Da, da, într-unul dintre episoadele alea. E o improvizație grămadă, una peste grămadă și acolo mă distrez. Na, nu-mi bate capul, acolo efectiv mă distrez. Da, știi ce, adică uite, de exemplu, la nivel de scenariu, poate n-am înțeles eu bine. Și nu e doar la nivel de scenariu, că e ceva ce am mai văzut la tine așa din comentarii sau din
din alte personaje pe care le faci tu. Poate erau alte personaje de ale tale. Ideea asta cu being an asshole egal being different. Pentru că ăsta din scenariu, adică eu înțeleg că e dus la extrem la ăla, dar ăsta din scenariu, he was just being an asshole fără să îi se facă ceva înapoi. Știi, și cumva morala părea că e ok să fii diferit, dar personajul era diferit doar pentru că jignea. Da, doar pentru că jignea sau făcea mișto de alți oameni. Hai să zic de ce, mai mult sau mai puțin, din ce îmi vine acum pe moment să-ți spun. Și cel mai probabil cei 4191 de urmăritori, dintre care spun în momentul de față că cei care au jucat în scurtmetraj se uită și ei la noi. Okay. Vă salut. Așa. Bună seara. În ziua de azi, când ești bun, ești luat de prost. Punct. Dar de ce în ziua de azi? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă când ești bun, ești luat de prost? Ce înseamnă asta? Pentru cei ce mă cunosc personal, știu că aș face orice pentru ei fără să aștept ceva în schimb. Ok, recunosc. Okay. Am și eu momentele mele în care pot arunc răutăți gratuite sau am eu ieșirile mele, să le numim așa, de nebunie, de răutate, mai mult sau mai puțin. Dar faptul că toți oamenii pe care i-am ajutat pe parcursul timpului și așa mai departe, efectiv mi-au întors spatele și au fost de rahat cu mine, deci să mai... Ocolite, m-au făcut să nu mai am eu asta față de oricine altcineva. Și asta e o greșeală. Chiar îmi spunea cineva la un moment dat, acum vreo săptămână sau două, boss, tu ești te crezi superior față de toată lumea. Și mi-am dat seama, băi, așa e. Sunt chestii pe care cu toții le avem și trebuie să le rezolvăm. Uite, eu asta este o problemă și o recunosc. Am momente în care nu conștientizez că îi tratez pe toți de sus, așa, știi cine sunt eu? Bine, nespunându-le chestia asta. Prin alte cuvinte, ce fac, cum sunt și așa mai departe. Sau dându-mi pur și simplu ai un God complex cinstit. Da, și îi tratez pe toți la fel și nu este ok. Și chestiile astea le rezolv. Pre exemplu, anul ăsta la facultate, față de primul an, că acum sunt anul 2, în primul an țipam. Dădeam tonul. De fiecare dată când mă enerva ceva, deschideam gura. Noi avem pe mare actriță, la Arta Actorului, Rodica Mandache. Bănuiesc mai mult sau mai puțin. Deci a fost și cu mesaj... Exact, am înțeles. Am vrut să scot și am scos foarte puțin din ce face ea. Dacă îl știți pe Alex Bogdan, cred că toată lumea știe pe Alex Bodan. Da. Actorul a avut-o pe Rodica Mandache și când m-am întâlnit cu el anul trecut, primul lucru pe care m-a întrebat a fost, mai dă cu palma masă și vedeam, da. Așa. Și eu nu funcționez în felul ăsta. De 8 ani fac chestia asta și în toate mediile în care am stat, unde s-a făcut actorie, nu se țipa, nu se urla, nu ne jignea profa, nu scotea aberații pe gură, dimpotrivă ne ajuta. Am intrat la facultate, pentru că asta îmi doresc și vreau să fac chestia asta pentru că îmi place. Ce am dat de țipete, urlete, nervi, stres. Și eu nu lucrez în felul ăsta. Eu nu pot să stau într-un mediu în care... Foarte, foarte de înțeles. Am auzit și... Adică cred că știe cam toată lumea care a avut cel mai mic contact cu lumea teatrului și filmului, ce tip de caractere sunt în zona aia, mai ales la oamenii care au prins perioada ceaușistă. That's very understandable. Hai dacă e, da. Ai zis că vrei să-i faci un Q&A cu ei. Și mie îmi place să vorbesc cu ei, deci caută tu, că eu dacă stau să citesc aici printre toate astea, nu reușesc să-i lezesc ceva. Stai că, da, păi am deja ceva. În primul rând, toată lumea e curios ce zodie ești. Taur. Cred că toată lumea se prindea. Un taur. Sunt pe 30 aprilie. Un taur cinstit. Și mai vreau să mai întrebăm, știi că m-am uitat eu la un video cu tine de la Neță și Răzvan cu Dani. Chiar voiam să discutăm asta. Unde ai zis că a fost un zi. Ai făcut de show toate da. Alea. Păi hai să și-ți explic unde ți-a scăpat chestia. Zi. Că multe le-a scăpat. Dacă dai pe video și îl cauți, chiar și acum, vei găsi acolo că spune Ramona, cei de acasă nu știu, dar noi ne știm de foarte mult timp, eu aprob chestia asta și chiar le spuneam că m-am văzut cu ei anul trecut la mare și chiar așa a fost. Aha. Și apoi, la niciun minut distanță, l-am confundat pe Cuza cu... Dar l-ai confundat pe bun. Nu l-ai confundat pe bune. Nu! Deci a fost... totul, în afară de mine și regizorul de la Neața și Răzvan și Dani, care mi-a spus să fac chestia asta, eu nu am venit să fac asta. Aha, eu știam că vin să vorbesc despre mine. Aha. Subiectul meu preferat. Uite, vezi? Iar. Păi și reacția lui Cuza a fost pe bune sau era tot jucată? Da, deci nimeni n-a știut. Chiar i-am dat mesaj după pe Instagram și mi-a zis s-a exagerat. Nu știu, dar eu m-am dus când mi s-a putut. Ok, gotcha. Și Ristei știa? Nimeni. Mine și regizor. Nimeni. Sper. Da, e debil, eu n-am avut încredere că a fost, că n-a fost pe bune. Dar te cred, adică dacă zici că așa a fost, te cred, n-am de ce să nu te cred. Ce mai vrei să mai întrebați pe Gabriel, prieteni?
Da, oricum, man, știi ceva? La finalul zilei, oricât de mult... e greu să nu faci mișto de unele chestii care sunt super avie de făcut mișto. Dar, la finalul zilei, props to you că ieși în față și că ai curajul să te expui în ce mod dorești tu. Sincer, acum. Hai să zic și de ce. De ce... Nu duc tot ce fac în online atât de în serios. Pentru că mi-am dat seama că cringe-ul și asta prinde. Uite, îți dau un exemplu. Eu am făcut o serie pe TikTok, Alex și Gabi, dacă vrei poți să comentezi pe aia. Ok. Un fel de, dacă țineți minte de la Disney și Channel, Liv și Medi, de jucau același personaj, gemenele. Ok. Cred că am făcut o chestie de gen... Da, așa. Am făcut o chestie de genul ăsta, ca lumea editată, ca lumea făcută și așa. 50.000 de vizionări, 100 de, a jucat și tipul, 100.000 de vizionări, mă sui în pace și zic Cola, McDonald's și urma tiramisu, toate acestea s-au unit și m-au creat pe mine, 3 milioane de vizualizări. Și în momentul ăla, deci când am văzut că s-a întâmplat asta, am zis că eu nu mai fac nimic. Nimic atât de serios, n-ai, pentru că asta prinde. Și ai zis, why not? Bă, să știi că, adică, la nivel de TikTok, să știi că și eu am frustrarea asta, că am văzut, am făcut la un moment dat niște trolaje de-astea foarte evidente cu oamenii de pe TikTok astea, în care mă prefăceam că nu mă prind la chestii evidente și venea atât de multă lume și comenta de, ce prost ești la ala, și m-a enervat cât de succes au fost alea, încât la fel, n-am mai postat nimic pe TikTok. It's understandable, pot să înțeleg sentimentul. De-aia, adică, ce fac eu dacă, să zicem, Doamne ajută, termin facultatea întreg la aminte și nu iau razna și Doamne ajută ajung într-un teatru, vor vedea, dacă vor vrea să vină, bineînțeles, vor vedea diferența majoră între online, TikTok, nebunie, cultureală, așa, și actoria pe bune, atât cât știu eu să joc. Dar chiar, care e viitorul pentru tine? Adică asta vrei să intri într-un teatru? Da, nu-mi imaginez făcând altceva. Am făcut dans sportiv, știu, nu se vede, dar chiar am făcut. Știm, păi ne-am uitat la vlogurile tale, când ți-ai început seria de vloguri. Da, am făcut și păi mi-am dat seama, hai să fac chestia asta și chiar îmi place. Într-adevăr, sunt multe chestii pe care, exact pe lângă partea personală pe care trebuie să o rezolv, dar și cea profesională în care, uite, de exemplu, mie nu-mi place să citesc și ca actor, din câte am înțeles, trebuie să citești. Nu-mi place, dar o să încerc, mă strădui, mă chinui, recunosc. Bagă-ți scriptul la audiobook. Am încercat, dar fii atent, în momentul ăla e groaznic de ce? Pentru că nu mai înțeleg care sunt personajele din piese. Mm-hmm. Da. Am un mare minus, să-l numim așa, la capitolul cultură, dar nu cultura generală, cultura de teatru. Adică dacă stau oamenii și vorbesc despre un actor mai mare, eu mă uit curciș. Mă, dar asta nu văd ceva neapărat negativ în chestia asta, că nu știi pe cineva. E ca și cum ți-ai zis, ai văzut filmul ăla? Nu, n-ai văzut filmul ăla? Mm-hmm. Este cult. N-are nicio legătură. Ni s-a dat o temă, trebuia să știm vreo 30 de actori români, să scriem câte ceva despre fiecare. Și mi-au picat ochii pe Olga. Mi-am uitat la un spectacol de ei de 3 ore, Regina Mamă parcă se numea, am citit despre ea, nu mă face un actor mai bun. Nu zic nu, bravo lor, aplauze. Dar nu vreau să mă încarc mintea, capul cu ceva ce nu folosesc. Dăm exact de ce am nevoie. Asta mi s-a părut fain, că ai văzut că am și comentat chestia asta, dar nu crezi că ca să poți să interpretezi ceva, trebuie să știi originalul? Nu zic nu, dar una e să-l știi și una este să te îngropi în el. Aha. Da, pot să înțeleg ce zici. Adică că nu vrei să stai să joci Otelo toată viața. Da, exact, să stau să-l respir numai pe Shakespeare, numai pe Chekhov. Nu zic, nu, bravo că ați scris, bravo că nu știu ce. Unele chestii îmi plac. Mie nu-mi place actoria la capitolul dramă, tristețe, nu. Adică eu dacă mă duc pe actoria de comedie. Gotcha. Uite, de exemplu, anul ăsta, în anul 2, noi vom face Shakespeare. Și bineînțeles, voi juca Malvolio. Am și jucat piesa asta, mi-a plăcut, nu zic nu, și am jucat fix Malvolio. Aici m-am prostit, că nu l-am jucat eu așa acolo niciodată, când a fost să-l joc. Și îl voi juca pe Malvolio. De ce? Este singurul care îmi place și așa mai departe. Baftă, Doamne ajută! Vrem să știm de la ce vine MG. MG vine de la numele meu, pardon, de familie. Numele. Mi-am pus chestia asta acum ani de zile și mi-a rămas așa și am zis ok. Gen, numele meu de familie fiind Marian, practic, și hai MG de la Marian Gabriel. Aha, gacha, am înțeles. La câți ani aveam eu atunci? Cum a fost la măruță? La care dintre cele două? Omleta sau a doua? La două? Cred că la doar omleta, da, am văzut. A fost la omletă și la... cum se numește, la ăla, cu mâncatul cremvușchilor. Ah, corect. Cum a fost? Cum s-a părut măruță? Noi suntem aici, adorăm să facem mișto de măruță. Eu încerc. Nu trebuie să-l bărfești sau ceva, te întreb pur și simplu. Nu, că nu,
dacă îmi spun părerea despre cineva, nu înseamnă că e bârfă. Bârfă da, înseamnă de acord. Că, ca și noi, și cu siguranță și poți să-mi dai și tu dreptate, toată lumea care face online, la un capitol, destul de sus, poate să știe că atunci când oprești camera, nu mai ești 100% cum ești în fața camerei. Adică acum, da, după ce o să termin de vorbit cu tine peste cât timp o fi, mă trântesc în caun, dau drumul la Asia Express. De acord. Vreau să mă duc la persoana, că m-am mușit cu Cristina, Cristina, are și speak, și am întrebat-o și mi-a zis cum se face, cum nu știu ce. Mm-hmm. Așa, reveni la întrebare. Băi, eu m-am distrat. Mie orice lucru pe care îl fac, oriunde îl fac, vreau să mă distrez făcându-l, să-mi placă să-l fac, nu să fiu obligat. Spre exemplu, eu cum am toate, după cum multă lume știe, pentru cine e din București mai ales, eu lucrez part-time, că n-am ce face acasă câteodată, la Muzeul Simțurilor din Afi Cotrogen. Ăla cu oglinzi, da, camera, da, da. Eu când îmi vine un om, chit că-s la casă sau în spa, există și zile proaste, da, toată lumea le are. Când vine un om și pur și simplu îmi zice două bilete, ok, 70 de lei, la, eu investesc în oameni. Eu când mă întâlnesc cu cineva, eu nu vorbesc, îmi intră pe aici, îmi iese pe aici și da. Eu îi dau energia mea, vorbesc cu el. Foarte nice. Să trăiesc momentul. Foarte nice. Foarte drăguț. Așa, dacă stau și vorbesc la pereți, vorbesc acasă la pereți. Când te apuci de Twitch, te întrebă cineva. Mă credeți că este a doua oară când intru pe Twitch? Hai că toată lumea mi-a zis. Eu azi mi-am făcut cont pe Twitch. Am văzut, da. Ok, dar cum a fost la... Ok, dar cum a fost la Măguță? Hai că ne-am deviat de la subiect, da. Mi-a plăcut. M-am distrat, nu mi-e frică să cad în penibil, pentru atâta timp cât este asumat. And I love it. Eu ți-am zis. Atâta timp cât este asumat, e ca și cum ai greșit. Greșit, aia e. Recunosc, eu sunt foarte pretențios la capitolul mâncare, nu mănânc ceva dacă nu-mi place. Toată lumea, nu știi ce e hreanul? Nu știam ce e hreanul și de-aia m-a luat. Pentru că nu-mi place, nu-mi place mâncarea picantă. Ți-ai asumat, foarte bine. Ce, toată lumea e 100% buștă de biserică, nu faci nicio greșeală, nu ia razna niciodată? Doamne ferește, când ești pe tură la muzeu, lăsați-mă omul în pace. Joi și vine. Iată, s-a duc să-i singur, joi și vine, îl găsiți pe Gabriel. Duminică de la 2 la 10. Când mergi la umor? M-au chemat de 3 ori. Și pe mine m-au chemat, da, ar trebui să te duci. Adică eu pe mine nu m-aș vedea acolo, dar pe tine te-aș vedea. Eu știu ce vor. Că vor să te mai muțărești pe acolo sau ce? Da, și știi că ai faza, îmi spune la telefon cea de la umor, nu că tu ești responsabil de ce faci pe scenă, măi, eu sunt conștient de ce fac acolo, dar nu pot să le spun juraților ce să scoată pe gură. Că dacă eu vin și fac un moment foarte bun, dăm un exemplu, iar jurații mă terfelesc, cui îi dau lumea dreptate? Menda, gândește-te ce spectacol ar ieși, că o să te ceri cu Chelu 100%, că Chelu o să zică, ai făcut niște gesturi care sunt mai efeminate, egal, ești dușmanul lui Chelu. Dai seama că poți să te ceri cu Chelu live la TV? Da, dar uite, eu sunt pe... toată lumea zice, promovare negativă, e tot promovare. Nu-s de acord, e o prostie asta. Dar nu că asta e, că depinde de tine dacă o faci negativă sau nu. Și adică mi se pare că dacă faci un număr mișto și pormă, nu știu, ai o interacțiune mișto cu cineva din public, chiar dacă e să te iei la mișto cu Chelu sau whatever, nu știu, mi s-ar părea interesant. Adică mi se pare că din personajul ăsta pe care l-ai creat în jurul tău, s-ar părea the place to be, dar, na, decizia ta. Cine știe, ei mai fac sezoane. Așa mai departe. Ăștia zic că sare Chelu pe tine și să nu te duci. N-ai tu pe să te bați cu Chelu. Eu nu sunt o persoană violentă. Absolut deloc. Total de acord. Pot să susțin asta. Absolut deloc. Hai, prieten, ultima întrebare pentru Gabriel. Lăsăm pom să... Mă da afară! Te lasă să te odihnești, omule. Știi ce trebuie să faci tu, Bobi? Știi ce trebuie să... Iartă-mă, Bobi, doamne. Ce trebuie să faci tu? Tu trebuie să mă invit să rate la tine acolo. Acum am auto-invit. Trebuie să mă iei acolo și să fac și o mispă de cineva. N-ai, mă, cum. Sunt expert. De aici nu faci la tine? Bă, știi că mie chiar îmi pare că ai oprit seria aia de vloguri? Mi se părea un cont... le-ai știi șterg și mă gândeam că de asta că ai încheiat-o. Se părea un content atât de... Și mai aveai chestiile astea și în care mai făceai mișto de oameni. De ce nu faci asta tu pe YouTube? Eu te chem, nicio problemă, dar de ce nu faci tu pe YouTube dacă îți place? Pentru că nu știu cât de... dacă aș reuși. Adică nu neapărat că fac mișto, pentru că știi că e faza, uite, pe exemplu, dacă vine... Uite, cum sunteți voi, toți cei 4180 de oameni, da? Care v-ați uitat la scurtmetrajul ăsta nonconformistul. Toată lumea are o părere, dar e diferența între o părere, nu vreau să numesc să pară că sunt nesimțit. Vine, numește ce dracu. Ok, o părere a oricui și o părere a unui om avizat. Evident. Asta zic, adică
toată lumea e liberă să spună ce vrea, dar uneori m-aș simți cumva prost să-mi dau cu părerea despre ceva în care, nu știu, nu sunt neapărat în măsură, nu... Aia nu ți-ai părerea ca expect, dai ca cu părerea de consumator. Da. Adică nici nu mi-am dat părerea ca expert despre scurtmetrajul tău. Doamne ferește, mi-am dat părerea ca consumator de media, ca consumator de whatever, de YouTube. Da. Ideea e că nu am foarte mult timp. Adică eu plec dimineața și mă întorc, eu dorm acasă. Adică ori scriu, ori sunt la facultate, ori fac ceva, ori și așa mai departe. Acum urmează să pregătesc o chestie pentru facultate, încep facultatea. Dar chiar bine, ce proiecte mai ai pe bandă? Ce vrei să mai faci? Așa am viitor apropiat. Inițial m-am gândit să fac un serial, că acum putem să postez 5 minute pe TikTok. Mă gândeam să fac un serial pe TikTok, dar am zis hai să-l las puțin, că nu am foarte mult timp să mai filmez, să mai editez. Mm-hmm. Așa că mai bine fac o piesă cu câțiva colegi de la facultate. Ia și alte chestii pe care o să fac pe TikTok, o să fac uite, pe aia poți să te uiți la aia să râzi, că aia o nici nu mai interesează dacă pic, e cringe, un fel de București Express, cum e Asia Express, București Express. Aha, ce zic? Aha, da. Și să o fac cu TikToker, bineînțeles. Și o să văd pe cine găsesc, am deja doi. Și acum vedem ce se mai întâmplă mai departe. Doresc, mă interesează. Da. Bine, omule, îți mulțumim pentru vizită. Apreciem deschiderea și contentul pe care îl produci. Asta este adevărul. E chiar de fun. Dar și mie mi se pare la fel. De fiecare dată când mi se pare așa, și apropo cu când mai vorbeam și cu chat-ul, că de fiecare dată când vorbesc cu cineva, gen toată lumea impresia că e o chestie sau sper în serios. Adică și eu la rândul meu, nici eu nu iau în serios ce... Adică mă uit efectiv, văd ceva, mi se pare fun, îl comentez. Așa cum și tu faci chestii de fun și toată lumea face chestii de fun și de... Da, în care nu te iei prea în serios. Deci, în caz că aveai vreo impresie că, nu știu, și-a dat cineva în părerea prin chat sau că mi-am dat eu cu vreo părerea în ce vrei să zic? Asta e... Prin chat poate. Ce vrei să zic? Asta e, na, asta e, așa e privitorul, ce poți să faci? Și cred că mi se pare o chestie esențială cumva să te și obișnuiești cu chestia asta ca persoană publică, știi? Că mi se pare că, uitându-te la ce zice vreun random om prin chat, știi, efectiv stai și strigi starea. Da, omule, fă-ți talentul. Da, noi în timp ce ne uitam, după ce am vorbit, ne uitam cu colegii care am filmat, noi avem grupul nostru și vorbeam. Ce au acolo niște comentarii de leșinam de râs, că vai să mă spune doamna Mirinda, acolo niște chestii, deci A fost tare doamna Mirinda. Da, chiar a fost. Sunt foarte buni, păcat că... Uite, asta e o chestie la actori și chiar se confruntă foarte mulți dintre colegii mei, chiar și cei care au mai jucat unii dintre ei. Nu au unde să se ducă, nu au unde să se arate decât pe la trupe mai mici sau teatri foarte mici. Știi? Și e păcat că nu au unde să... Păi uite că ai deschis-o tu cu YouTube-ul, iată. Da. Hai să mă promovez și eu, follow pe Insta. Dați follow pe Insta lui Gabriel, la Gabriel MG. Ați văzut deja unde e pe YouTube. Bine, omule, mulțumim foarte mult de prezență, mulțumim de trolaj. Te pupăm, toate cele bune, o seară superbă. Și salutări și colegilor din scurtmetraj. Mulțumim. Pupici, pa, pa. Nu mai știam să intri cu noi, Gabriel, dar iată că a intrat. Să-i dăm Dumnezeu sănătate. Cum te simți? Energizat. Mi-a dat energie de viață, Gabriel, sincer. What a wild ride, da. Și trolați și cu interviu. O experiență. Te las să-l pui pe YouTube. Fuck, am uitat să întreb. Gabriel MG, pune tot, auzi, avem aprobare.